Decât bună dimineața, dragii mei, 29 iulie astăzi, 2015, o zi răcoroasă oarecum de dimineață, 16 grade, dar vremea se încălzește, va fi chiar caniculară astăzi, o temperatură care ajung undeva pe la 30, chiar 31 de grade cu plus, evident, e vorba de temperatura zilei. Noaptea undeva în jur de 18-19 grade, un cer acoperit de nori și ceva soare, nu există șanse de precipitație, dar nu se știe niciodată. Caniculă, spuneam, căldură mare, monșer, căldură mare, nu avem cod galben, codul galben s-a oprit undeva pe undeva pe la Hanul Ancuței, deci pe acolo, pe undeva, sau mă rog, eu știu, pe la Moțca, pe undeva s-a fi oprit codul galben. Moțca, Cristești, în zona aia undeva, pentru că Iașiul este în cod galben, la Iași temperaturile astea ajung undeva chiar pe la 36 de grade maxima, Suceava undeva, spuneam, 30-31, diferențele foarte mari de temperatură, zile caniculare, încă o să mai fie câteva zile caniculare, secetă în continuare, o secetă pedologică, spun specialiștii, respectiv în zona arabilă, în zona cultivată a terenului, ca să fim pe înțelesul tuturor. Ne așteaptă căldură, căldură probabil și în continuare, dar de dimineață nu sunt singur și asta deja, nu când e căld de căldură, dar asta deja ni șerbântă. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Foarte bine, aș putea spune. Nu, dar de ce cu ezitare? De ce asta trebuie să înțeleg de ce? Adică nu am înțeles așa, am deci dacă aș prefera, să fiu în concediu, ca să pot merge și eu la mare, la piscină. Te-a oprit el să mergi în concediu? Nu chiar. Sau mă rog, am spus, trebuia să spun altfel? Nu, e bine așa. Trebuie să-i dăm o sugestie? Ar trebui. Deci dacă putem să dăm sugestii, dacă cineva ne ascultă la ora asta de dimineață, deci ia fata vă și două în concediu un pic. Înțelegi? Vede că e supărată de dimineață. Foarte supărată. Deci fă-i un cadou, bine meritat. Trimite un concediu. Cu tine, evident. Adică nu, pe principiu, du-te și numai bilet dus. Sau trimite poze. Da. Pentru concediu sunt niște sugestii de făcut. Chiar zic eu așa, într-un fel, benefice. Adică, spre exemplu, uite, pot să dau, dacă ne ascultă cineva la ora asta, adică dacă ne ascultă el, uite, asta putem să dăm și imaginea de concediu. Asta e imaginea, putem să dăm, asta e imaginea de concediu. Și este strict pentru iubii, nu? Și chiar sunt nervoasă aici. Și chiar supărată, nervoasă, pe principiu, dacă așa o auzeam glăsuind, era ceva de genul, nu vreau un concediu. Uite, deci, pentru că e perioada concediilor, pot să fac decât niște sugestii. Zic așa. Unde vrei să te ducă? Pe toate femeile vor la Paris. Nu, deci unde? Tu nu vrei la Paris? Nu vrei în orașul decât al love-ului, iar dragostei? Nu, sub de nicio ce formă. Nici măcar nu vreau să ies din România. Nu, nici mă scoate undeva. Nici măcar nu vreau să părăsesc. Păi tu vrei la Sângeu Război? Nu contează unde. Govora. Buziaș. Deci tratamente reumatismale ceva. Inclusiv și în Suceava poți să rămân. Nu, nicio problemă. Doar concediu. Doar exact. Decât concediu. Nu, că merg. Deci la humor, la bazin, e bun? E bine și acum. Și cum așa? A? La Felix, la băi. Așa vine de acolo, de la băi. Vine tratat de reumatismal. Acolo aștept să ies la pensie. Deci Londra. Deci citesc din presă, ca să zic așa. Decât Londra, decât Barcelona. E piesa aia frumoasă. Barcelona. Deci și Milano, cele mai căutate orașe pentru călătoriile românilor programate în septembrie 2015. Deci, ți-am dat niște poante de tip ponturi. Pe principiu Londra. Uite, la Londra... Acolo parcă sună bine. Pe de o parte, pe de cealaltă parte mi-și pare chiar și mijloc de transport, dar hai să trecem mai departe. Totuși, Barcelona și Milano. Da, sunt curse în sensul ăsta, adică cursele Suceava-Londra sunt foarte dese, știi? Și scheia marilor succese. România au ales cu precădere Europa, când era vorba de septembrie de 2015, de mers în concediu și românii când spun, adică mă gândesc și la mine, tot în Europa, nu Grecia, nu Dalia, nu, sigur că da, mergem în Europa să ne conceduim. Deci Londra rămâne prima în preferințe, după care urmează Barcelona, Milano, mai urmează Parigi, Roma, Madrid, Bruxelles, Dortmund, Dublin și Larnaca. Deci a nu se confunda. A nu se confunda. Povestea asta cu mersul în concediu, cu întorsul înapoi la muncă. Că tot ce am spus până acum e plin de românii noștri care merg înapoi acasă, știi? La cealaltă casă, ca să zic așa, știi? Adică și Milano, și Roma, și Madrid, și Bruxelles, și Dortmund, și până și Larnaca, da? În Ciprus, deci toate astea se întâmplă la modul ăsta. Deci nu, românii noștri pleacă, mă rog, mai prin septembrie nu e deja e totul gol. În luna august vin
potrivit programărilor, vin italieni acasă, deja au început ușor, ușor. Adică, ei, mai nou și englezii. Vin masiv acasă. Bă, cine le știe, bă, cu englezii ăștia, băi, băiatul. Bă, nu poți să scoți un cuvânt, că când e vorba de Londra, e... Dar ce nu vorbești, prea mai bă? Sunt plecați în Italia, mai mulți în Anglia. E, bă, le știe pe toate, bă. Deci... Aia cu scoar, cu am alea... Am multe mașini cu volan pe dreapta și de aici am tras concluzia ce, că... Ce cuminte! Yes? Deci, dacă e atentă la trafic, eu dacă nu... Și ca să poți merge, a trebuit să ai și diri-diri, teoretic, știi? De-aia managerii din România și-au pus, să spun așa, amprenta asupra viziunii economiei sau viziunii economice a României pe următoarele 3 luni. Managerii din economie, din România, managerii spun cam așa... O tendință de creștere a activității din industrie, construcții și servicii, precum și relativă stabilitatea numărului de salariați și se așteaptă la o scădere moderată a prețurilor în comerțul cu amăruntul, este o statistică publicată de cei de la INSE, vorba de Institutul Național de Statistică. Băi, dar în toată povestea asta, deci trebuie să recunosc, eu nu prea am înțeles mare lucru. Ce spun managerii? Ce că creșterea tendinței din industrie. Întrebare simplă. Care industrie? Deci, întrebare foarte simplă. Pă Nicolae ăla care era cu îngrășămintele, cu alea, cu nu știu ce, îi las dup. Industria de tip Nicolae nu-i. S-a dus la vale. Băi, cu aia, cu aveam noi cu Alro, cu Arpe Kim, cu ce era aia, cu Dan Diaconescu, cu Sașii de Bani, cu și așa mai departe, cum se chema ăla, la vale. Old Kimu. Bă, mai aveam alea, deci calea ferată, făcut drept și așa mai departe, e la vale. Singura mod în care se poate recupera calea ferată sau, mă rog, CFR-ul, marfă, este simplu, să vindem fierul vechi și ne scoatem. Mai dați-mi ce-ți mai, care industrie mai aveam noi? Ca că te uiți în Suceava cu ochiul liber la capitolul industria răsărit, industria comerțului, și eu industrie. Păi dacă ar fi să dau, spre exemplu, decât exemplu unde pe vremuri, un coleg de nostru, nu, își făcea serviciu acolo, știi? La IUPS, nu? Și acum e un frumos, decât ce? Un spațiu, un centru comercial, un mare centru comercial din zona bricolaj, ca să spun, din zona construcțiilor. Și în rest, absolut nimic, frate. Deci, de care vrei acolo? Mall-uri, ce vrei? Industrie? Care industrie? Că eu întreb. Adică, noi ce industrie avem în Suceava? Industria bugetară, industrie, care, ce industrie avem? Industria bazarului și aia e pe moarte acum. Bă, deci nu, dar întreb, știi? Că industria se relansează. Construcții și servicii. Băi, ăștia de la statistică, de la Institutul Național, evident. Mereți, mă, un picuț să vedeți ce relansată sunt construcțiile în perioada asta. Și mereți să vedeți ce relansare grozavă este în perioada asta în zona vânzării în construcții, da? A afacerilor, ca să zic așa, da? Mereți un picuț și vedeți. Adică, dar vedeți acolo, nu statistică. Statistica știi cum se face, nu? Pe genunchi. Ceva de genul ăsta, ăia acum cum o plesnim? Aia e cu plus sau cu minus? Cum o fă luna trecută? O fă cu plus. Păi las-o în tendință. Stagnează. Mai urcăm luna viitoare un pic, știi? Da. Scădere moderată a prețurilor în comerțul cu amănuntul. Păi deci urmează perioada de mocăneală, mai ca să înțelegeți, da? Ai fost să-ți faci cumpărători? Când? Astăzi? Nu, astăzi. Trebuie să iei cafea. Nu, dar se face cumpărături în sensul... Da, da, da. Da, alea, că sunt reducere acum de 70, 100, 100%, deci e un produs și îți mai iei încă 3 pe lângă ele degeaba. Deci e o perioadă acum, da? Ai cumpărat, iei un nu? Produs și îți mai dă încă 5. Păi aia e, păi de aia e treaba. Da. Deci ai fost să iei, nu? Mocangeala, că nu se poate. Da. Adică, e ok, m-am liniștit. Consiliul Fiscal CICA vizează rectificare bugetară. Deci s-a hotărât, se rectifică bugetară, se dau bani peste tot. El a fost un material interesant despre banii, despre avizarea moscheii care a avut loc, care s-a întâmplat, ba mai mult decât atât au primit și teren musulmane ca să facă o frumoasă și o mare moschee. N-am nimic împotriva, nu vreau să... mi se spune ceva de genul că am mai avut, știi, că am și că dau cu trompa și nu știu ce am, ce nu-mi place și ce nu-mi convine. Băi, deci trebuie să scriu, e moschee, bă, frate, sau ce, băi, ca să nu, că iar o iau, e moschee, n-am mai dat, nu, că am spus altfel, parcă. Da, spuneam, deci a fost avizat, am văzut chestiile, cine a avizat-o, de ce a avizat-o și așa mai departe, treaba e liniștită. Dar eu am să vă dau o cifră, n-am o problemă cu ei, dar spun așa. În Londra, că știu pe cineva aici care este foarte prins de Londra, așa, știu, în general, așa, de Anglia și de Londra, așa, la modul special,
În Londra trebuie să dau o veste proastă. Pe de o parte am văzut un tip, mai văzut imaginea de ieri, erau niște imagini super tari, dar ajungem și la ele. În Londra au făcut statistic, ăia care se ocupă de statistică, pe bune și nu cum e la noi, știi? Cu statistica și au zis așa. Există riscul ca în următorii 20 de ani sau peste 20 de ani populația majoritară din Londra să fie cea musulmană. Aulă! În Londra se cumpără și asta, poți să întrebi, adică nu neapărat trebuie să mă întrebi pe mine, să mă ascult pe mine, adică poți să iei de la sursă, ca să zic. Informațiile... adică să, ideea e ca să meargă, înțelegi? Adică să mergi să vezi. Asta era ideea. Ideea e că au ajuns, nu știu, bisericile protestante, ce le au ei acolo, musulmanii cumpără tot ce înseamnă biserică, clădire, ca să o poată modifica, să o poată face. Acolo s-a construit, într-adevăr, cea mai mare moschee. Acolo comunitatea este una foarte mare, sunt foarte prolifici și se pare că demografic există riscul ca să ajungă într-adevăr așa. Pentru că și, știi, de obicei, băieții ăștia, știi, de viță, nobilă și așa mai departe, ăștia nu se reproduc. Să înțeleg că și românii care deja sunt acolo o să devină musulmani, nu? E orice posibil. Mai ales dacă îi ajută fața un picuț, poate să ajungă. De ce îndurez mă acum când am zis cu fața? Nu râdea. Nu râdea! Pizere. Deci, înțelegi ce spun? Cam așa se întâmplă, cam așa e povestea asta și cum spuneam, e un pic prolific și la noi, noi, să spunem, ceilalți e un pic relaxați, așa, demografic, nu se prea preocupă de niște chestii. Am văzut un tip, bă, deci, ce seamnă? Noi vorbim de parlament. Deci, în Inghiltera, bă, noi avem, vrem să avem pretenții de la Zgubidubi, de la Zgonea, de la Călim Popescu Tăricianu, de la nu știu care. Băi, deci, în Inghiltera, un tip care era vice, nu știu ce, la Camera Lorzilor, Camera Deputaților, ce-o fi fost aia acolo. Băi, deci omul n-avea de frig, mai înțeles, s-a îmbrăcat cu suten. Acum problema e că s-a îmbrăcat, bă, de s-a pus și pe Facebook, știi? Și nici nu era singur. Că era cu niște fete din alea pe care le găsești, dacă așa, ori la noi la ieșire aici, la sensul giratoriu sus, dar mai rar, dar cel mai des îi găsești la Baisa. Înțelegi? Deci cam ceva de genul ăsta. Apropo de politichie și de ce găsești prin politichia mondială, așa, nu neapărat, păi pe unde peste tot, așa, știi? Deci de asta spuneam că este un mare semnal de alarmă care ar trebui să fie tras, pentru că nu se știe niciodată. Deci am rezolvat-o, se face și marea moschee în România, se face, este cu acceptul și cu finanțarea statului român și asta este bravo stat român, super tare, statul român super tare, deci bravo, 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 îmi place România asta din ce în ce mai tare, atât de tare îmi place că aș pleca în secunda 2, problema e unde? Am o problemă foarte mare motivată de data nașterii, știi? Că eram plecat de mult. Dar asta e viața. S-a făcut ieri rectificare bugetară. Ce vorbești? Deci nu știu unde e știrea, dar e super tare. Deci trebuie să o caut un picuț, să văd unde, bă, deci e știrea, e Dumnezeu știrilor, bă, rectificare bugetară, cine a primit, cine a luat. Am lămurit-o. Deci s-a aprobat ieri, practic, rectificarea bugetară în guvern. Bani s-au luat, știți, la transportul și sănătate, deci s-au luat la sănătate nu pentru altceva. Bă, ăștia, deci, de exemplu, la Fălticeni, cu spitalul, băi, deci au început să facă să construiască un altul lângă. Bă, dar atâta de mulți bani aveau, înțelegi, și pe ăla deja l-au gătat. Și au zis, băi, nu se mai poate, dacă îi lăsăm pe ăștia la Fălticeni, termină al doilea spital. Și nu o să aibă unul, o să fie două. Și o să deschidă un centru spitalicesc. Nu o să fie spitalul din, să fie centru spitalicesc din Fălticeni și așa mai departe, știi? Păi, bă, stop! Aveți prea mulți bani? Bă, gătați-vă, terminați-vă, mă! Și ce, dar nu, de ce vorbim pe maternitate, deci, înțelegi, cu heliport, cu alea, cu cumpărat elicopter, adică era foarte, adică erau atât de mulți bani, înțelegi, că era totul gata, nu mai purând, deci dacă ar fi să vorbim de calea Sucevei, băi, calea Sucevei, bun, acolo, știi, calea Sucevei e ceva de genul, ea va deveni în paralel, așa cum la noi, spre exemplu, se lucră la pod, bă, dar se lucră la podul ăsta peste apa Sucevei la Ițcani, deci, dai, bă, ritmul este amețitor. Și ce că de sâmbătă, parcă așa ceva, sau de săptămâna viitoare, în orice caz acum, aproape, aproape, închide și pasarela. Salut! S-a terminat. S-a terminat, frate. Deci mă uit cu jind și mă uit așa un picuț cu, știi, trist, spre cei care stau pe Gheorghe Doja. Sau, mă rog, prin apropiere, pe undeva pe acolo. Prin zona aia pe acolo.
că acolo Mircea Damaschin, Gheorghe Doja are să fie, bă, frate, un trafic deviat de n-ai văzut. De aia n-ai văzut. Și, bineînțeles, zona Burdujeni și ce înseamnă molurilor și așa mai departe. Dar ăștia suntem. Deci, s-a rectificat ieri bugetul, s-au dat bani teoretic, banii probabil că vor ajunge la unități, bani foarte mulți în zona, bani foarte mulți bani, să sperăm suficienți pentru UAT-uri, pentru unitățile administrative teritoriale care au nevoie de bani, foarte multe din Suceava. Ieri am dat glăsuire la o listă întreagă de primării care n-au primit bani, până și cei care au primit probabil că au o problemă de finanțare, au nevoie de bani, n-au bani de salarii, n-au bani de existat, n-au bani pentru persoanele cu handicap, n-au bani la protecția socială, nu au bani în general pentru a funcționa și asta este deja foarte, foarte complicat. Premierul ne pleacă. Iar. Și pleacă iar. La Turcale, o cădână și o cafe. Merge în Turcia, un picuț merge de ce în Turcia? Merge să-și facă un control. Un control. La genunchi, sau unde el operat, da? La genunchi. Băi, frate, deci deja operația asta, bă, am impresia că i-o pus acolo, i-o schimbat genunchiul cu totul ăsta, mă. Piciorul, nu genunchi. Mă înțelegi? Adică, băi, frate, s-au mai operat oameni la genunchi, bă, știu și eu câțiva. Bă, dar în halul ăsta de recuperare vreau să spun drept că parcă, știi? Parcă nu. Dar în fine, deci pleacă înapoi, pleacă în Turciland, se duce și în concediu. Deci merge și în Antalya, dar merge să facă și să vadă dacă stă bine cu piciorul, dacă îi răspunde la comenzi, dacă nu răspunde. O să vadă dacă răspunde în condițiile în care o să-l fugărească nemulțumită fiind de ceva dacian. Așa, dacă are sprint, știi, treaba e în regulă. O să rezolve și problemele, evident, ale Românistanului. Pe timpul pe cât va fi plecat, evident, cine o să stea la comandă, la butoane, decât Gabi Oprea, un picuț de disensiune ceva în PSD, un fel de prorocie, să spunem, de tip Nostradamus sau un fel de prognoză meteo, adică pe principiu cum va fi vremea în PSD în perioada următoare sau ce va face liderul de facto acum al PSD-ului, e vorba de Dragnea, cel care a propulsat-o pe Cătălina. Ceva? Ștefănescu? Da, în Parlamentul României, evident, cea mai tânără parlamentară. Spuneam, deci, Dragnea, ce care avea o problemă în perioada următoare, spunea Ponta cu predicție, așa, făcând și el o predicție, zice, îi vine și lui rândul ca să fie dat la să-i se dea la rădăcină și să-l schimbe și așa mai departe și nu se știe niciodată, poate am să mă întorc și eu înapoi în fruntea partidului. Un Gabi Oprea care merge în continuare în zona asta a guvernării, nu pleacă de la guvernare și apoi știți cum e. Că niciodată nu pleacă, nu lasă osul. Și cât de rău. Dar măcar un suc de limbă și tot e, știi? E ceva, măcar cât de cât, își face un pic de antura în os, bă, dar nu-l lasă veci. La fel și cu Gabi Oprea, nu lasă, are o problemă din ce în ce mai mare cu Tăricianu și cu oamenii pe care mi-are Tăricianu prin acel ALDE. După capul lui ar mai lua și un minister să vorbește, cel puțin Ministerul Agriculturii, și l-ar dori să-l recupereze și, bineînțeles, să le dea un șut într-o zonă celor de la ALDE și să-i trimită undeva, la groapa de gunoi a istoriei, evident, de dreapta, stânga sau, mă rog, de tip Tăricianu. Cert e că Oprea va rămâne în continuare, rămâne premier pe această perioadă cât va fi plecat Ponta, chiar dacă foarte supărat Ponta, ieri vreau să vă spun că iarăși a fost în ședința de guvern. Miniștrii, cred că a fost singura ședință din ultima perioadă, când miniștrii au fost super mulțumiți, liniștiți, încântați, aș spune chiar. Ieri miniștrii și-au votat în guvern salariile. Băi, deci, nu-i frumoasă România asta, mă? Băi, România în care cetățeanul, bă, există pensia de 350 de lei și trebuie să ai pretenția că ăla cu 350 de lei sau bătrâna, bătrânul, că în zona aia undeva ajungi, să și trăiască, să și facă agricultură performantă, să mai dea ceva și la copcii și să pună și un ban să aibă de mormântare, de prosoape și de cozonăcei. Înțelegi? Deci cam așa ceva. În România, în care pensia e 350 de lei, noi nu umblăm la capitolul pensiei, la pensie ceva de genul 4%, 3%, îți dai seama, 4% la 350 de lei mărește cu un leu, știi? Adică, leu. Bă, frate, super tare, știi? Dar mărește, adică, băi, ai primit o cafea, băi, ce vrei? O cafea noi din drum, băi. Da? Sunteți mulți, băi. Dar și cu săracii miniștri ce să faci? Deci, ca să zic, auziți așa, băi, deci,
dacă măream pensiile, spre exemplu, cu bani, deci trebuia să dăm pensia asta, dădeam câte un leu, doi, la fiecare pensionar. Bă, cu sau fără leu ăla, pensionarul tot pensionar. Deci n-are rost să bagi, înțelegi, să un carne grasă, adică bani în buzunarul pensionarului. Avea rost, frate. Și au luat decăjitul decât de ministru și au zis, băi, săracul de el, hai bă să-i triplăm aproape salariul. Și au ajuns de la 52 de coco, adică 52 de milioane de lei vechi, adică 5200 de lei noi, pe care îi lua, ăsta e salarul, nu-și paga. Da? Ca să ne înțelegem. Da? Au zis, bă, hai să ia vreo 130 de milioane. Bașca mașină, bașca secretăreasă, bașca o altă secretăreasă, înțelegi? Bașca toate alea, care e decât ministru și așa mai departe, mâncat degeaba, degeaba mai toate, știi? Așa, și o grămadă de bănuți. Bă, de ce? Că așa suntem noi românii, bă, darnici. Bă, mulțumesc darnici. Mult. Și-au rezolvat până și problema, aduceți aminte, era așa o temă de campanie pe vremea lui Nea Traian, știi, pe vremea marinarului, vremea lui Popei, era o temă de campanie foarte interesantă, spunea ceva de genul, bă, zice, facem economii la cheltuieli. Au tăiat de la economii, de cheltuieli de la, de la Nea Traian, de la nu știu unde, de la autorități și așa mai departe. Bă, și acum au înflorit cheltuielile. Au modificat, spre exemplu, tot pentru miniștrii, cheltuielile pe care le pot face ei și cuantumul cheltuielilor, e vorba de celebra diurnă, știi, de mers în străinătate, da. Au modificat cuantumul de 3 ori. În plus, evident, nu în minus. Că au zis, bă, dacă le-am dat salariu, bă, să meargă, bă, pleacă omul într-o delegație, bă, să n-aibă bani de o prostituie, de mers la restaurant, bă, de protocol, bă, poftiți? Președintele, ce salariu are? Păi vai da marului și ăsta, bă, 180 de milioane. Băi, deci, amărăștem sărace, bă, deci toată lumea înțelege, vai de, băi, deci, mai că-mi vine să plâng, bă, deci, 40, deci s-a ridicat salariul, deci, ca să înțelegeți ce înseamnă, ce-i România asta, da? România asta este o țară care are, nu știu, 18-19 milioane de, decât de populație, ca să zic așa, da? Decât de oameni, da? Bă, populația asta de 18-19 milioane sunt și o grămadă care, dacă, eu știu, vreo 16, care ar trebui să aibă tot felul de bani, adică de existență, dân salarii, dân pensii, dân toate alea, da? Munca la negru și așa mai departe. Deci, la câți li s-au ridicat salariul? Din Românistan, din ăștia 18 milioane, 19, 20, bă, câți vor fi ei, da? La cât se s-a ridicat salariul? La 48 de persoane. Bă, nu-i tare, nu-i 48 de categorii. Că ziceam, bă, categoria, nu știu, a doctorilor, a inginerilor, a, bă, deci nu, nu tot zic. Nu-i la categorii, la 48 de persoane. De ce au zis, bă, cine-s cei mai năcăjâți din țara asta? Noi. Păi nu suntem noi un partid social-democrat? N-avem grijă, bă, noi de amărășteni? Cine este, bă, amărăștenii? Ministri, frate, că doar nu e pensionarul. Și bugetarul și ălălaltul, da? Ministri, cui trebuie ridicat salariul? La ministri. La ministri. Și ieri așa era un guvern. Cine este pentru? Aoleu, de la Ponta, Oprea... Toți aia care erau acolo și care mai ește de la Bănițioiu, de la Sănătate, de la ăla, de la transportul pe care nu știu cum îl cheamă, și mulți alții, toată lumea era așa, hai să ne mărim salariile. Brava PSD, brava Guvern Ponta, dar cel mai grav este brava Românistan. Deci acțiunile, spre exemplu, ale românilor în stradă ieri au fost, băi, deci covârșitoare, să spun așa. Am ieșit în stradă. Am urlat, am țipat, am făcut scandal. Nu? Am fost în stradă ieri? Nu, în afară de faptul că ne-am plimbat. Am făcut altceva atât, în stradă? Nu. Altceva nu am. Am făcut noi proteste? Nu. Și apă, băi, dacă nimeni nu protestează, dacă nimeni nu cârie, pă, nu-i normal, bă, frate, să facă ăștia ce vrea, ca să zic, mușchiul lor? E normal, nu? Că dacă noi am fi făcut gălăgie, avea un picuț de teamă, știi? Dar ei nu se tem, frate, nici măcar de penibil. Nu le e frică, decât de penibil. De ce? Pentru că ei nu e penibil, ei e șmecheri. Penibil este noi. Din păcate. Da, mă rog, asta e viața. Ce să-i faci? Bă, Obama s-a întâlnit ieri cu strămoșul strămoșilor. S-a întâlnit cu Lucy. Noi și noi, Lucy aia din Dallas, mă. Blonda aia, știi? Nu, nu e Lucy. Știi? S-a întâlnit cu Lucy, care este cel mai vechi strămoș al omenirii. De aia s-a dus el în Etiopia. Acolo, mi se pare că sunt unii sărădăcini, tot acum, dar nu în Etiopia.
în Kenya lui, așa. Dar pe aproape, pe undeva pe acolo, adică tot în același continent, ca să zic. Barack Obama a aflat în vizită în Africa, bă, s-a dus omul la urec un picuț la rădăcini, știi, să vadă cum e treaba. Cel mai vechi, a făcut cunoștință luni cu cu cel mai vechi schelet de hominid, care a trăit acum 3,2 milioane de ani în Etiopia, e vorba de Lucy. Este uimitor, spune Obama, probabil, cum să spun, a găsit și similitudini, știi, la față, la mers, la știi cine știe ce, a văzut omul atât de uimitor. Cea mai mare clătită decât de la nivel mondial a fost gătită și a fost clătită, să spun așa, unde decât în Franțuzia, în sărbătoarea clătitelor de la Gouran, este vorba de o localitate din Franța, s-au făcut aici, ce vorbești, bă, cei 40 de bucătari s-au așezat fiecare în fața unei plite gigantice cu diametru de 102 cm, concepute special pentru această ocazie. Au fost degustate cu ocazia acestui festival al clătitei și nu al hamsiilor, ca să ne înțelegem, dar e vorba de un festival hamsiilor la Suceava. A fost, la noi a fost. Nu, a fost la noi festivalul hamsiilor de zilele Sucevii. Deci spuneam, festivalul clătitei, la noi putea să facă festivalul sarmale, man. Deci nu? Deci ar fi putut să intrăm în cartea recordurilor, că Pasca deja mi se pare că a intrat, dacă nu cumva. Ai, dar cu sarmala puteam să o rezolvăm, știi? Deci spuneam, 32.000 de clătite au fost degustate pe parcursul acelui festival și s-a făcut decât în Franța și s-a făcut și ce acolo. S-a făcut și ama mare clătită, recordul clătite care trebuia să depășească ca și diametru 90 de centimetri și un băiat bun de acolo a rezolvat problema, a întors o clătită de 91 de centimetri. Cu un centimetru? Păi ce, cât contează? Și ce, bă, nu contează, mărimea întotdeauna contează, frate. Centimetru? Un centimetru, Dumnezeu, bă, ce vorbești, bă? Bă, un centimetru, ce vorbești, bă, frate, te scoate din foame, mă, în sensul ăsta, adică din foame te scoate centimetrul ăla, știi? Zici, bă, lasă, băi, de ce vorbești, tăticu, n-ai ce un să mai... Un centimetru de carte recordă. E vorba, centimetru face decât deliciu, în sensul că tocmai la clătită, că de ea vorbim, da? Deci la aia facem referire, nu? Exact. Deci centimetrul ăla este exact la locul potrivit, adică la locul potrivit. O să luăm un pic de publicitate, nu înainte să vă dau niște repere legate de bani. 4,4155 este cotația pentru euro astăzi și dolarul undeva la 3,9927. Să vedem dacă avem repere ale zilei de astăzi. Ia să ne vedem, frate. Deci cât pe 29 iulie de către Remember 1834 a fost înregistrat primul accident rutier, o dirigență cu aburi a inginerului Edinburgh, a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a explodat, provocând moartea a 5 persoane. Știți că și accidentul ăla pe care s-a întâmplat în deșertul Sahara, o mașină, deci a intrat în singurul copac care era rămăsese acolo, știi? Era unde la arbore de cauciuc. În 1890 a încercat din viață pictorul olandez Van Gogh, iar în 1895 s-a născut dramaturgul, prozatorul, publicistul și esistul Victor Ion Popa. Și tot atunci s-a născut scriitorul satiric rus Mihail Zoschenko. În 1970 a încercat din viață compozitorul și dirijorul român Ionel Perlea, iar în 1992 a încercat din viață scriitoarea Lucia Demetrius. Astăzi este sărbătoarea națională a Republicii Peru. E vorba de telenoveniști din toată România, e zi de sărbătoare. Bă, ăștia din Peru fac și ei sau ei numai cu Machu Picchu, atâta tot. E Machu Picchu, nimic altceva, nu? Și cu incași. Bă, un pic de publicitate și ne întoarcem, mai avem câteva chestii foarte interesante în presa de astăzi. Și o să vedeți despre ce e vorba, la momentul potrivit ne întoarcem. Da, spuneam, presa de astăzi are câteva titluri interesante pe care o să încercăm să le dezbatem așa. Sunt titlurile dumneavoastră, e vorba de ce se întâmplă în orașul, în municipiul dumneavoastră și, bineînțeles, în județul dumneavoastră, al nostru, al tuturor așa. Județul nostru cel de toate zilele. Firma Pfeiffer, obligată de instanțe să plătească amenzile date de primăria Suceava. Știți că de-a lungul timpului Pfeiffer a mai primit așa ceva premii. Premii de câte? 2500, de câte cutare, așa, date pentru ce? Pentru neglijență, pentru jeman fiși, spre exemplu. Adică a primit pe principiu, băi, deci ne-am făcut treaba, dar ne-am în drum, știi? Ne-am plăcintit în drum așa,
Și am fugit în tufă, adică ne-am lăsat mizeria pe principiul ăsta, știi? Ba pentru că n-am făcut una, ba pentru că n-am făcut alta. Și au zis, bă, lasă, bă, ne dai tu primărie amendă și noi mergem la instanță decât și salut. Vacția Albina. Nemții de la Pfeiffer sunt buni de plată pentru amenzi de aproape jumătate de miliard de lei vechi, încăsate pentru bătaie de joc de pe străzile pe care lucrate la reabilitare și extinderea rețelelor de apă și canal din municipiul Suceava. Chiar de Pfeiffer a contestat multe dintre amenzile aplicate de Municipalitatea Suceaveană pentru neaducerea la stare inițială a străzilor pe care au lucrat. Pentru mizeria lăsată în urmă până acum, instanțele au dat dreptate primăriei. S-a spus că degeaba dăm amenzi peste amenzi celor de la Pfeiffer, că ei le contestă și nu le mai plătesc. Nu este deloc așa. Au două amenzi în valoare de 9.000 de lei contestate în instanță, unde au și pierdut procesul, iar alte patru amenzi în valoare totală de peste 9.000 de lei în curs de judecare. În rest, nu am mai contestat nimic. Pentru amenzile neplătite și care nu au fost contestate, vor fi executate de primăria Suceava, a spus viceprimarul Hașovski, care le-a și explicat, a aplicat aceste amenzi ca urmare a numeroaselor inspecții în teren și ale lucrărilor din acest proiect, realizat din fonduri europene, dar și în baza reclamațiilor primite de la cetățeni, confirmate apoi de verificările făcute în teren. Adică cetățeanul a spus, bă, nu e în regulă, da? A fost cineva în teren, a fost viceprimarul în teren, a văzut chestia asta și a spus, băi, deci nu-i deloc bun. Explicațiile au fost ceva de genul, știți cum e, nu-i șanțul meu, nu-i groapa mea, nu-i nimic al meu. Proiectul ăsta cu fonduri europene trebuie să deruleze pe repede înainte și e vorba de, de județul Suceava, noi doar de municipiul Suceava. Există termene foarte clare, dacă nu ne încadrăm în termen, ferească Dumnezeu, e vorba de dat bani înapoi și asta deja poate fi o mare, mare, mare problemă. Sperăm să ne ajungem acolo. Un proiect foarte important, spuneam, pentru Suceava. Am mai trecut prin Consiliul Local și un alt proiect despre care o să discutăm. Am discutat, de fapt, și ieri a fost o ședință de îndată luni. E vorba de proiectul cel cu canalizarea și pe Traian Vuia. E vorba de niște bani pe care i-au accesat cei de la ACET și un proiect și pentru strada Traian Vuia, dar în aceeași măsură era vorba și de modernizare de tot felul de echipamente pe care le-au cumpărat cei de la ACET, pe bună dreptate, și asta pentru a ajunge cu tehnologia la standarde cât mai europene. Ușor, ușor. Traficul rutier. Traficul rutier e, îl știți bine cum e. Păi probabil că lucrurile, miracolul s-a produs. Miracolul ar fi trebuit să se producă din luni pe marți. Păi nu s-a întâmplat de luni pe marți, dar s-a întâmplat de marți pe miercuri. Ce miracol sau despre ce miracol vorbim? Incredibil, incredibil, dar adevărat se pare. Poate o să putem să vedem și chestia asta oarecum live, ci că s-a făcut vreo două dunguță pe George Enescu. Băi, deci asta, dacă s-a făcut, îndată când am să ies, am să mă duc să mă trag un picuț cu mașina pe dunguțele astea proaspete și noi să văd cum e treaba, frate. Mă poftiți? Să nu mă dărești. Băi, evident. Deci, și vreau să văd dacă s-a sudat asfaltul. Știi că erau găurile alea care trebuiau să lipească, să se unească și treaba ar fi fost foarte, foarte bună. Acum, dacă l-o dat cu farbă, acolo se văd mai bine găurile, știi? Chiar vreau să le văd. Dar până atunci, să vedem ce se mai întâmplă cu celălalt proiect pe care îl derulează primăria municipiului cu cei de la Victor Construct, nu-i celălalt, e același proiect. Cu acele 10 străzi, poduri de la Ițcani, de pasarele, de alea, știi? Să vedem ce se întâmplă cu pasarela. De sâmbătă, spune presa, traficul rutier pe pasajul CFR de la Ițcani se închide pe un sens de mers. Băi, să înțelegem că până sâmbătă se gata la pod și alalt, și ala sens și-o dat drumul la pod să funcționeze? Păi băi, deci este bestial. Podul lucră la el de m-am săturat eu de când. Și zic ceva de genul, băi, zice, la pod o să o gătăm, o să o terminăm. Nu, o terminăm, sigur o terminăm la pod. Nu se știe când. Zicea că pe la 15 august. La ritmul cum merg, când nu a terminat încă o bandă, băi, ai impresia că fac un viaduct acolo, bă, îl construiesc din nou. Când pe cale de consecință, acolo s-a întâmplat cam așa. Deci au scos niște beton, au turnat niște beton, au mai pus vă două șiere și au pus pe margine niște borduri de alea între trotovar și șosea, știi? Au pus niște de alea, nu, bordurile alea, nu, alea sunt altă treabă, nu. Au niște bulumași de beton puși mai înalt, așa, ca să protejeze traficul pietonului, știi? Să nu se întâlnească pietonul care merge pe pod cu... și atât, frate. Bă, dar pentru asta stăm două luni.
Mă întreb, da? Lucrări de alea, bă, lucrări pitite, bă. Sunt lucrări pitite, alea sunt foarte complicate. Acum, depinde și lucrări pitite o să găsească la pasarelă, îți dai seama? Deci, ce vorbești, bă, la alea la pasarelă ar fi piteala pitelilor. Mi-e frică că pasarela aceea să nu, știi, să nu înceapă ca alea cu podurul, știi, să înceapă într-o parte și în alta să facă două, știi? Dacă începeau astea, erau sigur, aveam două pasarele și poate nu era chiar foarte rău cu aceiași bani, știi? Acum, problema e să nu ia să ferească Dumnezeu din pasarela asta, să nu iasă un fel de punte, știi? Așa, un fel de, ca să mergem așa, să ne uităm un picuț, știi? Vom vedea. Circulația rutieră PE85 pe porțiunea care traversează cartierul Suceava-Nițcani va fi îngreunată mai mult de la 1 august, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul de peste calea ferată. În prezent, în aceeași zonă se lucrează la reabilitarea podului peste apa Suceava, fiind închis traficul auto pe un sens de mers. Aceeași măsură se va aplica și în cazul pasajului de calea ferată, numai că lucrările vor dura mult mai mult ca la pod, până aproape de intrarea în iarnă. Deci ce pot să spun este că norocuți că merge șoseaua aceea de centură. Să mai preia din trafic, că băi frate, îți dai seama coada are să fie la Iacobești. La intrare în Suceava, nu? Realizați chestia asta, nu? Dacă inițial constructorul s-a angajat să finalizeze lucrările de reabilitare a podului de la Ițcani în doar o lună de zile, adică de la 1 august, ulterior a modificat acest termen, amânând data de 15 august, pentru că acum să nu mai dea o dată precisă, ci doar să spună că termină lucrarea luna viitoare. Deci, dacă o termina pe 15 august, bun, nu mai spunem din 1 august, aș fi spus, băi frate, toate previziunile și tot ce am lehăit noi de-a lungul timpului aici a fost degeaba, știi? Uite că oamenii ăștia ne-au dat peste nas. Deci cândva în august. Bă, bun și așa. Acum, anul întreb pe ăștia la Victor Construct, anul rămâne tot 2015? Sau poate întreb în 2016? Întreb, nu, e o întrebare așa firească. Tocmai faptul că nu se țin de termenele asumate le-a fost reproșat ieri și de către viceprimarul Hașovski la comandamentul de marți dimineață. La pod lucrările nu merg așa cum trebuie, sunt tot acolo unde erau și săptămâna trecută. V-a luat o lună de zile pentru un sens de mers cât vă ia și pentru celălalt, întreabă viceprimarul Hașovski, și asta pe bună dreptate. Bă, și vorbim de trei fiare și două betoane, mă. Și o cifă de un cefalon de beton, mă. Și asta e vorba de un pod. Bă, dacă e așa și în partea aia, frățicule, intrăm în luna decembrie garantat. Nu cu pasarela, cu podul. Cu pasarela, cine știi? Cine mai știi? Uite că avem și, bineînțeles, știm, băi, am văzut ieri, au mai turnat un picuț de asfalt, bă, în zona ce, fostului modern, fostului cinema modern și așa. Băi, au turnat, cum nu au turnat? Băi, toarnă și sus, acolo, la sensul giratoriu, decât pe Măraseti. Ceea ce spuneam noi că este o lucrare ascunsă și era vorba de stația de metrou Mărășești, deci care a rămas acolo, adică ea există, practic, știi, fizic, nu e folosită. Dar există, intrarea probabil că o să fie prin sensul giratoriu, când o să-i dea în folosință. De acolo a început un picuț de asfalt și clar avem clar semnale că s-a toarnă asfalt. S-a toarnă, nu s-a știe când, dar s-a toarnă asfalt ar să fie o chestie extraordinară. Deci nu o să vă vină să credeți. Nu, da, ce să... Bun, la pod lucrările merg nu așa cum trebuie. Sunt tot acolo unde erau și săptămâna trecută. V-a luat o lună de zile, spunea viceprimarul, și pe bună dreptate. 15 august era termenul de finalizare pe care l-ați dat la podul de peste apa Sucevii. Acum spuneți că nu vă încadrați în acest termen pe care tot voi l-ați dat. Nu mai dați termene pe care nu le puteți respecta, i-a mustrat viceprimarul pe cei de la Victor Construct, viceprimar care a preluat și atribuțiile de primar pentru o perioadă de aproape 3 săptămâni. Primarul este plecat la Halkidiki, sau mă rog, plecat la, cum e aia, bă, cu Ultra All Inclusive. Ci că explicația specialiștii de la Victor Construct, i-ați văzut, ăia de-a, când i-a uitat televizor, de-a stânga, știi? O astfel de lucrare se execută în mod normal în 5-6 luni. Noi am mers foarte bine. Bă, da, când ați citit caietul de sarcini și când v-ați înhămat la această lucrare, n-ați văzut cum îi treaba cu ritmul și când trebuie să o dați gata? Vii acum și ne explici în termeni tehnici, băi, fraierilor, trebuie 5-6 luni, băi, noi stăm chiar foarte bine. Tăticu, dar acolo sunt niște chestii de respectat în caietul de sarcini. Pe care matale le respecti, de când din punct de vedere tehnic, și le refaci la termen. E simplu ca bună ziua, da? Și dacă și tot tu ai stabilit termenele și nu ți le-a stabilit altul, de ce nu te ții de ele? Mă rog,
erau niște explicații aici date și motivat de niște pași. Nu e vorba de pași de vals, nu. De pași tehnici, adică trebuie să faci noi cu aia cu un 2-3, noi cu un 2-3, nu. E vorba de alți pași pe care ne explică băieții ăștia, care ne iau pe noi, pe toți drept oligofreni, cum ar trebui să se întâmple și ce ar trebui să se întâmple și cum ar trebui să fie. Mi se pare că astăzi avem și conferințe de presă, e o realitate asta sau nu? Avem ori nu avem? Unii zic că da, alții zic că nu, sau chiar zic că da. Adică s-ar putea să fie cu da, conferință de presă, că azi e totuși miercuri. S-ar putea să fie conferință de presă, noi dacă o să fie, bineînțeles, cum adică dacă o să fie, dacă este, sigur, care este, dăm legătura în direct și în reluare ca să știm ce s-a mai întâmplă. Școlile din județ primesc 19 microbuze noi și asta până în luna septembrie. Pe bunii? Pe bunii? Întreb încă o dată. Eu știu din pagina a patra din monitorul decât de Suceava. 19 microbuze de transport școlar vor fi repartizate până luna septembrie în tot atâtea comune din județul Suceava, astfel că zeci de elevi care străbați zilnic pe jos kilometri întregi pentru a ajunge la școală nu vor mai face naveta în condiții grele. Potrivit Cristinei Teodorovici, inspector școlar adjunct în Inspectoratul Școlar Suceava. Domnișoara Cristina Teodorovici. Microbuzele școlare vor primi comunele Adâncata, Bârlea, Bogdănești, Breaza, Cornul Lunșii, Darmănești, Fundul Moldovei, Horodnicul de Jos, Iacobeni, Lișești, Ipotești, Izvoarele Sușevei, Moldova, Sulița, Sadova, Șarodorne, Șchia, Straja, Udești și Vulturești. Aceste microbuze fac parte din cel de-al doilea lot de mașini care ar fi trebuit să fie repartizat pentru Suceava în toamna anului 2014. Măi, microbuzele sunt noi cu 16 plus 1 locuri. Deci ele trebuiau să vină în 2014 și cu Doamne ajută, omului după un an de zile. E bun, e în grafic. E în grafic. Și astea dacă vin în luna septembrie. Și dacă nu vin în septembrie, dacă nu vin în septembrie 2015, să aveți siguranța 100% vin în 2020. Trecem peste 16, 17, 18 și mai departe, da? Acum, era o șansă, aceste microbuze dacă ar veni, ar fi fost o șansă pentru cine? Pentru Petrică de la Dubioșca. Cu toate că microbuzul acolo nu merge, acolo trebuie un deltaplan. Ca să fie treaba în regulă, da? Probabil, de la cu motoraș în spate, de la Mobra, știi? Care să meargă un picuț mai așa. Apropo de, poate ne mai colegii noștri din presă ne mai arată câte ceva despre Petrică și despre ce face tânărul de la Dubioșca care se bate cu sistemul și vrea să ajungă neapărat om mare, chiar dacă el face zeci de kilometri în fiecare zi pentru a merge la școală. Perioada asta pentru el este o perioadă de respiro, ceva de genul, nu vine să cred că nu merg, știi? Că nu mai fac atâta mișcare. Profesorii suceveni cer. Ce? Cum să cer? Bă, dar cum ce mai cer? Au salariile, în ultima perioadă salariile au luat o razna, chiar aș putea să spun. Deci salariile din învățământ, nu, astea sunt al ministrilor. Hai că le-am confundat, nu. Da, deci testare contestată, spun profesorii. Adică, profesorii suceveni cer eliminarea examenului de titularizare. De ce? Adevărul că sunt o grămadă de examene și dacă nu sunt, le inventăm. Și comisiile, știi cum e. Profesorul suceveni cere eliminarea examenului de titularizare în forma sa actuală și înlocuirea acestuia cu o evaluare mai eficientă și adaptată a realităților din prezent din școlile românești. Dar să spun că acest examen se bazează doar pe memorarea și redarea unor conținuturi ce n-au legătură cu practica și realitatea de la catedră. Aproape 1000 de profesori din toată țara, printre care câteva zeci din Suceava, s-au solidarizat și au deschis și o petiție online explicând că în ciuda faptului că obțin note peste 7 la examen de titularizare, nu pot ocupa posturi didactice pe perioadă nedeterminată pentru că acestea nu sunt scoase la concurs. Este criză de dascăl, dar când vine vorba să-i titularizăm, intră cine poate sau cine trebuie. Un învățământ doar sucevean. Intră cine trebuie. La Suceava. Unde inspectorul general este Gheorghe Lazar, care e plecat decât la examen la București? Mi-aș permite o întrebare. Cu sănătatea, cum stați, domnule inspector general? Vă e bine? Mai bine? Puteți participa la acest concurs? Da? Ziceți? Da? Doamne, ajută să fiți sănătos. Asta spune un dascăl, că intră cine trebuie.
Un altul completează că, într-adevăr, examenul scris este absolut irelevant, în afara faptului că se suprapune tematic în mare parte cu cel de definitivat. În plus, este aberant să dai concurs pentru un post care de cele mai multe ori nu există. Ar avea poate sens un examen la unitate de învățământ care are un post liber și un post viabil. Adică, bă, frate, mă duc să fac ce? Mă titularizez în învățământ. Ce? Profesor? Unde, frate? Acasă. De ce, mă? Bă, dar e important, mă? Ești devii profesor titular, mă. Și la ce se ajută, mă? Păi nu mi-ajută. Că dacă aș avea slujbă, adică dacă aș și profesa, mi-ar ajuta foarte tare. Dar e pe principiu, o să vină. Când? S-ar putea, nu știm. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Depinde. Cam asta se întâmplă ca să știți în învățământ. Și că, pentru că lucrurile nu s-au oprit aici, hai să vă spun despre vânătoare, vânat, asociații, vânător. Și, evident, de dimineață lângă lac pescarul amator a pescuit fără permis și-l prinse un păzitor. Ce faci aici? Pescuiești? Eu nu. Cine ți-a spus? Mă gândesc, suntem cu vânători acum. Pușcă și cu raua lată, ce vânător eram odată. Ministerul Mediului dă de înțeles că Asociația Vânătorilor condusă de Nicolae Goicea a fost protejată la nivel sau de la nivel înalt. Na! Nu se poate! Dezavoiez toată această poveste. Avem o transmisiune directă decât de la un loc al faptei? Acum? Pe momentul ăsta decât, da? Conversăm cu colega noastră vedetă? Alo? Se aude? Bună dimineața! Bună dimineața! Da, bună dimineața, te aud! Mă aflu pe Bulevardul George de tocmai s-a asfaltat și s-a modernizat drumul. Zici. Însă, în fața mea... Da, te aud, te aud! Ok, te ascultăm, te ascultăm! Da, deci tocmai spuneam că s-a modernizat drumul și s-a asfaltat, însă totuși, în fața mea, este o groapă. Motivul pentru care a fost săpată nu îl știu exact, însă se pare că totuși cineva nu găsește un cablu, un cablu electric. Deci care cablu? Cum adică? Cum Dorel n-a găsit cablu electric? Dorel nu a găsit cablu electric. Se deci, poate. Este... Da, groapa este înconjurată de foarte mult moloz, mizerie. Este astupată totuși, trebuie să remarcăm lucrul acesta. Și muncitorii și trebuie să remarcăm că s-au pitit în groapă. Nu, muncitorii și știi de ce? Nu, luminează-ne. Pentru că încă... Da, pentru că încă au muncit ieri toată ziua, nu au găsit cablu și probabil că au muncit până foarte târziu. Probabil că încă de asta vor veni mai târziu. Cred că pe la amiază așa. Ideea este că n-au găsit, deci ar trebui să ia pe căutătorii de cablu. Deci dacă ar apela la căutătorii de cablu, ar găsi cu siguranță. Deci fac niște recomandări, sunt niște persoane în niște comunități speciale care au un dever și un nas la a găsi cablurile astea electrice din cupru, de n-ai văzut. Cine știe? E o sugestie. Da, de asemenea vreau să-ți spun, Dorel, că s-a arcat drumul. Cu ce? Un lucru foarte... Cu drum. Evident, nu? Adică sunt dovezi solide, nu că s-a marcat drumul. Dovezi solide, chiar imagini. A, te rog, băi, nu se poate, avem dungi albe. Da. Dungile albe, da. Da, deci imaginele sunt live, dragii mei. Colega noastră este pe Bulevardul decât George Enescu, acum, la orele dimineții. Groapă, deocamdată una... Sunt speranțe, mai vezi ceva pe acolo? Sunt muncitori în altă zonă? Mai sunt speranțe de căutări de cablu? Spre exemplu. Deocamdată nu mai sunt muncitori în această zonă. Așteptăm orele 12, poate orele 2, nu știm încă exact. Mai pe la amiază un picuț, nu chiar de dimineață, pentru că dimineața pe răcoare nimic nu merge. Exact. Eu te las, Dorel, o să revin în platou probabil, mă voi întoarce. Și sau dacă nu, îi aștept pe muncitori să văd pe la ce oră vor veni aici. Ai de grijă la groapă, vină în platou să nu rămâi în groapă. Te așteptăm.
Bine, da, mulțumesc, mulțumesc. A fost colega noastră de dimineață și am avut imagini de pe George Enescu de la groapa căutătorilor de cablu din Suceava, care caută, bineînțeles, Victor Construct, caută cablu. Uite, cablu, nu e cablu. Poteți? Loialul, pardon, caută cablu, da. Deci ăia l-au astupat și ăștia-l cată. Băi, de ce îți dai seama? E pe principiu, bă, dar noi n-am știut când am făcut bulevardul că avem nevoie de un cablu. Nu! Că nu ne-a interesat. Băi, dar și ne-a interesat. Uite aici, imaginile sunt așa cum o foieri, o foșați. Dacă vă uitați bine în groapă, dar bine, dacă vă uitați, acolo se vede, băi, nu sunt eu acolo, deci nu-i Dorel acolo, băi, eu sunt aici, da? Dar ce este acolo este decât un muncitor în această groapă. Groapa, în schimb, a prins dimensiuni. Ar trebui să aibă foarte tare grijă cât de mult sapă, să nu se trezească, Doamne feri, și niște ipiuni prin Etiopia, să întâlnească cu luții, da? Adică foarte, foarte mare grijă. Sau poate chiar, dacă trebuia să ne rugăm colega, să dea un picuț la o parte paletul ăla, că cine știe, sub palet s-ar fi putut să descopere muncitorii, care caută în continuare. Super tare! This is Suceava, da? Asta e Suceava și vreau să vă spun doar că, dragii mei, așa dăm din casă așa un picuț, încercăm pe principiul ăsta, la motivat de foarte multe lucruri care se întâmplă în Suceava, să facem o emisiune așa, o emisiune de pamflet, în care să vă prezentăm oameni, locuri, fapte, într-un mod un pic inedit. Și să vi le dăm sâmbătă și duminică, asta doar ca să vă bine dispunem. Că cine știe, poate ajută. Dar povestim la momentul potrivit și o să vedeți despre ce e vorba. Doar așa un picuț, știi, ca să ne dăm și noi un pic mari. Adică... eu, da? Tori Weissmuller, românul. Deci, ne întoarcem la decât vânătorul și decât vânătorul, da? A fost protejat la nivel înalt. Băi, zici, ce să văd? Acuzațiile cu privire la faptul că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Suceava, condusă de Nicolae Goicea, este mai presus decât legii în această țară, sunt confirmate în indirect de la nivelul cel mai înalt al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, de la doamna Grațela Gavrilescu. La mai bine de o lună de zile după ce cotidianul Monitor a transmis o solicitare cu privire la motivele pentru care contractele de administrare a fondurilor cinegetice de către această asociație nu au fost reziliate, deși un control al consilierilor cu atribuții cinegetice a stabilit asta, ieri Ministerul Pădurilor, Apelor și al Mediului a transmis un răspuns oficial care nu face decât să confirme că nu s-au respectat legile. Ia uzi, frate! Da, interesant asta! Ci că control ministerial trimis la plimbare din Nicolae Goicea. Băi, deci ești tare, înțelegi? Tu ești o asociație, vine un control de la minister și tu îi spui du-te în... apoi la București. Du-te în... apoi la București. Ci că răspunsul trimis ieri, ci că un răspuns oficial. Noi avem un răspuns oficial. Procedura s-a oprit la nivel de secretar de stat și de ministru delegat. Asta e răspunsul. De unde vine răspunsul ăsta? În răspunsul transmis ieri 28 iulie cu mare întârziere în condițiile în care Monitorul de Suceava solicită lămuriri pe această temă încă din 24 iunie, se confirmă în primă fază tot ceea ce s-a relatat în acest ziar, mai exact care au fost concluziile controlului din noiembrie 2013 și faptul că ITRSV Suceava a solicitat avizul ministerial pentru rezilierea contractului cu AJVPS, adică cu Asociația de Cât Vânători și Pescari. Procedura nu a fost finalizată, avizarea realizându-se până la nivel de secretar de stat și de ministru delegat, scrie negru pe alb în răspuns oficial. Așadar, rezilierea contractului s-a oprit la nivelul cel mai înalt, la data efectuării controlului, ministru delegat era pe atunci Lucia Ana Verghe. S-a schimbat ceva că s-a schimbat ministru? Nu! Zice, uite că, după plecarea acesteia de la conducerea ministerului, TRSV Suceava a revenit cu... solicitare de emitere a avizului de încetare a colaborării cu AJVPS. În răspuns oficial de ieri, ni s-a transmis că următorul ministru delegat, e vorba de Fădoino, ca să zic așa, da? Adriana Doina Pană, tipa care împingea barca lui Ponta, nu a aprobat reluarea circuitului de emitere a avizului pe durata întregului său mandat.
În concluzie, avizul anunțat de ITRSV Suceava pentru rezilierea contractelor pentru cele 24 de fonduri cinegetice nu a fost dat din cauza faptului că nu a fost semnat de secretarul de stat responsabil pe domeniu, iar nou ministru delegat succesor nu a aprobat reluarea circuitului de desemnare a avizului. Brava! În schimb, băieții ăștia ieri au făcut ce? Ceea ce trebuia să facă de mult. Și-au modificat salariile. Și-au modificat salariile, pentru că salariile, vreau să vă spun, că erau foarte, foarte, foarte îngrijorător de mici. Da? Deci din cauza asta, bine că și-au modificat salariile, mă simt un picuț mai răsuflu ușurat. Că și-au putut modifica salariile, că iau miniștrii salarii mai mari, că și le-au triplat, că toată treaba e bună în țara asta, că îndată intră bugetarii, că îndată toată lumea are să fie fericită, excluzând electoratul. Păia mulți, și ca să-l citesc pe Moțoc, l-a întrebat, care îi răspundea unei întrebări a lui Lăpușneanu, mulți și proști, Doamne. Noi, din păcate. Subtitlul Protecție Socială, în pagina 10 din Monitorul, la Cornul Lungii va fi amenajat un atelier de mobilă pentru persoanele cu dizabilități. La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Sasca Mica va fi amenajat un atelier de mobilă și tâmpărie pentru persoanele cu dizabilități. Atelierul va fi dotat printr-un proiect cu finanțare europeană, Social Economy for All, parteneri în implementarea acestea fiind Comuna Cornul Lungii, Asociația Institutul pentru Parteneria Social Bucovina, Fundația Ecotop Oradea și Asociația Cult Art Suceava. Primarul de Cornul Lungii, domnul Fron, a declarat în cursul zilei de ieri că la atelierul de tâmpărie și mobilă din Sasca Mica urmează să fie angajate 6 persoane cu dizabilități. De precizat că în cadrul acestui proiect, în perioada 21-25 iulie, a avut o primă vizită de studiu în orașul Linz din Austria, acolo unde reprezentanții tuturor partenerilor din proiect au vizitat mai multe structuri de economie socială cu activități în prelucrarea lemnului, sticlei și a lânii. Potrivit managerului de proiect, Niculina Doina Daniliuc, scopul vizitei în Austria a fost acela de a prelua modelul austriac de funcționare a acestor centre și de angajare a persoanelor defavorizate, femei, șomeri, persoane cu dizabilități sau imigranți. Bun. Deci întotdeauna când facem un proiect există și partea asta de vizită vizită culturală, știi? E o vizită pe care o vizită de documentare, ca să zic așa. Bine, are partea de vizită de documentare pe de o parte și au justificare, dar există bineînțeles și partea de vizită. Da, e un lucru bun ce se întâmplă la Cornul Lungii, să sperăm că parcursul va fi unul la fel de bun, mai ales că ni se confirmă de la o zi la alta că foarte multe lucruri care s-au întâmplat în România au fost oarecum așa la limita, la limita legii. Spre exemplu, haideți să vă dau, ați văzut, e o știre la nivel național care s-a tot perindat ieri și alaltăieri pe posturile de televiziune, dar ieri în special, e vorba despre mafia descinderii ieri de dimineață și de mafia care trăiește pe spinarea bolnavilor de cancer. Percheziții de amploare la medici și farmaciști. Practic, ce se întâmpla? Medicamente mai scumpe contra ce? Excursii de documentare. Unde? În toată lumea. Deci, uite aici. Vezi? Și astea pe spatele bolnavului de cancer. Da? Ferească Dumnezeu. Păi oare oamenii ăștia cum să mai uită în oglindă? Sau mă rog, cum se bucură de excursia și de banul ăla știind că asta vine pe spatele bolnavilor de cancer? Care în cele mai multe cazuri nu reușesc. Oare cum se uită? Oare cât de oameni sau nu sunt? Sau câini sunt? Nu. Le fac un deserviciu câinilor. Câinii n-au nicio vină. Uite aici, zeci de medici oncologi din toată țara au beneficiat de excursii la Paris sau Las Vegas plătite de firme de medicamente, aceste sponsorizări fiind de fapt o mită mascată în schimbul prescrierii anumitor medicamente bolnavilor de cancer, spun cei de la Ager Press, e vorba de București, Ilfov, Sibiu, Mureș, Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăuri și Timiș. Dosarul de corupție e vorba de fapte între anii 2012-2015. Au fost unde băieții plecați? La San Diego, la Ottawa, au fost pe la Sibeu, pe la Iași, pe la undeva la Bob, la Brașov, numai hoteluri decât de 5 stele. Au fost evident și la Las Vegas, ci că la deplasarea medicilor s-au realizat la San Diego 4 nopți și la Las Vegas 3 nopți. Nu? Băieții e băieți, adică mergeau acolo să vadă o chestie, o de alea, ha?
Așa că foarte mare grijă. Foarte mare grijă. Aud gărăgie, s-a reîntors echipa din teren. Luăm un pic de publicitate, ne reîntoarcem, mai povestim după ce a fost cu adevărat acolo și mai sunt câteva știri care merită. Revenim. Da, ne-am reîntors după puțină publicitate, ne-am reîntors din nou să povestim ce mai găsim prin ziarele de astăzi. Spre subtitlul eveniment, în pagina 11 din Monitorul, vorbim despre ambulanța Suceava. Ambulanța Suceava a sărbătorit ieri pentru prima dată ziua sa națională. Serviciul Județean de Ambulanță a sărbătorit ieri pentru prima oară Ziua Națională a Ambulanței. La ceremonie au participat prefectul de Suceava, Constantin Harazim, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina, generalul de brigadă Ion Burlui, directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Andrei Ianovici, directorul SAJ, Daniel Martiniuc și angajații ai Serviciului de Ambulanță. După un scurt istoric, doctorul Martiniuc a amintit dificultățile cu care se confruntă instituția din cauza lipsei de personal și a dotărilor insuficiente în raport cu cerințele reale ale populației și a remarcat marele noroc pe care l-are Suceava cu fratele mai tânăr, smurdul cu care se completează reciproc, spun cei de la ambulanță. Sper că autoritățile, guvernul să aibă grijă ca dotările se ridice la alt nivel, a spus șeful serviciului de ambulanță Suceava, e vorba de doctorul Martiniuc. Sperăm și noi să facă mai multe în general, dar deja, domnul doctor, domnul Martiniuc, ați primit răspunsul autorităților. Autoritățile vă răspunde. Adică care e răspunsul autorităților? S-au luat bani de la sănătate. Ceea ce așteptați dumneavoastră, adică dotări, bani pentru nu știu ce alte chestii, ambulente și așa mai departe, n-au să mai vină. De ce? Pentru că s-au tăiat bani de la sănătate și s-au dus în altă parte. Unde? Ei, au plecat acolo unde trebuie. Deci ieri a fost ziua ambulanței. Pe bună dreptate, ambulanța a început să fie parte integrantă din viața noastră și din ce în ce mai vizibilă în cotidianul Sucevei și nu numai. Hai să vedem ce avem prin celelalte ziare, spre exemplu în Crainoua, pe prima pagină, Consiliul Local Suceava se întâlnește vineri pentru a vota intrarea Sucevei în competiția Capitală Culturală Europeană 2011. Consiliul Local Suceava a fost convocat vineri în ședință extraordinară pentru a adopta un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu privind începerea procedurilor pentru ca Suceava să intre în competiția Capitală Culturală Europeană 2011. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Hașovski, Lucian Hașovski, care a convocat ședința extraordinară a CL, în care să fie supus aprobării proiectul inițiat de primarul Ion Lungu pentru ca municipiul Suceava să înceapă procedurile în vederea înscrierii până pe data de 10 octombrie în competiția de desemnare a Capitalei Europene a Culturii în 2021. Ce ne spune? Această acțiune se face corect ca la carte și nu politicianist, a spus Hașovski. El și-a exprimat încrederea ca toate forțele politice vor susține acest demers, care însă trebuie să fie un demers apolitic. Să sperăm și noi că politica nu va face parte din acest demers și că de această decizie va ține efectiv cont de viața culturală suceveană, care există sau nu. Asta e o discuție, dar trebuie neapărat să se întâmple așa. Politica să nu-și facă prezența în această inițiativă. Peste 7.000 de agricultori suceveni nu vor mai primi subvenție pe suprafață. E o știre din pagina 3 din Crainou. Mai puțini agricultori suceveni au depus anul acesta cererea unică de plată, respectiv cea pe suprafață și în sectorul zootehnic, spun cei de la APIA Suceava. Astfel, în campania din 2015, la centrele locale ale APIA au venit cu documentațiile de rigoare 50.537 de fermieri, comparativ cu 57.000 de fermieri anul trecut, diminuarea fiind de 12,27%. În 2015, suprafața pentru care se cerea plata cuvenită este de 201.000 hectare, față de 222.000 de hectare în urmă cu un an, scăderea fiind de 9%. Dar hai să facem o matematică mai simplă. La capitolul fermieri n-au mai depus un număr de 7.000 de fermieri, nu m-au mai depus cereri pentru ajutor de la APIA pe suprafață. Întrebarea e de ce? E simplu. În aceeași măsură, când vorbim de suprafață, 21.000 de hectare au dispărut de la un an la celălalt atunci când vorbim de
cereri pentru ajutor pe suprafață. E o iarăși o întrebare. De ce? E agricultura pe drumul cel bun? Se înghesuie fermierii să facă agricultură performantă și să ia banii europeni, ajutorul acesta pe suprafață? Se pare că nu. Eu zic că ar trebui ca ajutorul să fie unul mai consistent și prezența celor de la București în viața agricolă, dacă vreți dumneavoastră, a județului Suceava, una foarte, foarte, sau a celor din România, una foarte prezentă. Avem conferință de presă, să nu uitați, să rămâneți cu noi, cu Bucovina TV, pentru că avem o conferință de presă de la Palatul de Cleștar, Sala Ovală, sub înaltul patronaj al lui Ștefan cel Mare, va avea loc conferință de presă, susținută, bănuiesc, de către cel care înlocuiește în funcție de primar pe Ion Lungu, este vorba de Lucian Hașovski. Vom afla câteva lucruri de la această conferință de presă. Este bine să rămâneți cu noi. O să le aflați împreună cu noi tot ce se întâmplă sau, mă rog, ce își propun autoritățile în perioada următoare. Hai să vedem ce se întâmplă pe Traian Voia. Rețelele de apă de pe Traian Voia vor fi înlocuite. O pagina 16 a Crainou, rețelele de apă de pe strada Traian Voia vor fi înlocuite, proiectul fiind aprobat de cei de la Consiliul Local Suceava. Luni, viceprimarul Hașovski a declarat că proiectul este de 4,8 milioane de lei, din care contribuția municipiului este de doar 225.000 de lei, reprezintă 1,8% din valoarea totală. El a menționat că de la data la care se va dispune începerea lucrărilor, termenul de execuție este de 30 de zile. Acest proiect va trebui realizat cât mai repede, pentru că strada Traian Voia urmează să fie reabilitată pentru un alt proiect european care se încheie la sfârșitul acestui an. Adică spargem, reabilităm, după care o să trebuiască asfaltată această stradă. Consiliul Local Suceava s-a întâlnit luni în ședință de îndată, întrucât în ședința de vineri nu s-a reușit aprobarea acestui proiect, după ce consilierii PSD Suceava au părăsit ședința, nu le-au ieșit, spun vocile rele, că nu este bune. La vocile alea rele spun că, de fapt, s-a întâmplat chestia asta pentru că nu știu ce trog, nu știu ce hotărâre trebuia să intre și n-a intrat, era una cu dedicație. E o întreagă poveste pe tema asta, de care noi, evident, ne dezicem. De? În obiectiv, în pagina a doua, vineri și sâmbătă se toarnă ultimul strat de asfalt în fața catedralei. E vorba Catedrala Mântuirii Neamului din municipiul Suceava. La sfârșitul acestei săptămâni se toarnă stratul de uzură în sensul geratorului de la catedrală, deși nu se observă nicio îmbunătățire în ceea ce privește lucrările de la podul de peste apa Sucevei. Constructorii dau asigurări că le vor finaliza în termenul stabilit. Până pe data de 20 august trebuie finalizate lucrările din fața Palatului Administrativ, urmând ca mai apoi să se demareze cele din lateralele clădirii. Bă, dar la Palatul Administrativ, în afară de niște panouri de tablă, de după care nu se vede nimic, nici numai săpături acolo ceva, deci numai săpături, nu se vede nimic. Chiar se termină acel proiect până pe 20 august? Întrebare. E o întrebare. E o întrebare întrebătoare pe care, evident, eu o adresez autorităților și în aceeași măsură, constructorul. Dar mai degrabă autorităților, pentru că constructorul nu intră în zona noastră așa de interes. Ne interesează zona publică, da? Deci, autoritățile ce părere au? Se termină chestia asta? Nu se termină? Am pus numai un gard, am făcut numai săpături acolo, se întâmplă altceva în plus sau nu? Ar fi foarte curios. Și foarte interesant, așa de știut, cum stau de fapt lucrurile. Să ne spună cineva. Poate cineva ne spune și nouă. Lucrările mai ample care ușor își pierd în consistență pentru că nu se mai lucrează așa mult în vedere, Bulevardul George Enescu și Universității fiind asfaltate. Discutăm în sensul geratorului de la catedrală, unde se vor finaliza astăzi acea porțiune spre primărie și la sfârșitul săptămânii Suceveni trebuie să știe că se va turna stratul de uzură pe acea porțiune, spune viceprimarul Hașovski, care ne primește atribuțiile de primar timp de 3 săptămâni, despre ce se va întâmpla la catedrală în sensul geratoriu. Un lucru este clar, spune viceprimarul Hașovski. Până la 31 decembrie 2015, aceste lucrări trebuie finalizate, prin urmare le cerem sucevenilor să mai rabde puțin, pentru că aceste lucrări sunt în interesul lor. Doamne ajută să se termine până atunci, asta ne dorim și noi, să se termine și poate, cine știe, așa vom trăi într-o Suceavă un pic mai respirabilă. Locuitorii a 4 străzi din Burdujeni rămân joi fără apă la robinete. E o știre din pagina a doua din Obiectiv. Pe 30 iulie, între orele 18 pe 4 străzi din Burdujeni, se sistează apa potabilă. E vorba despre eroilor de la intersecția cu Amurgului până la intersecția cu Păcii.
prieteniei de la intersecția cu Păcii până la intersecția cu Eroilor, strada Păcii la intersecția cu Amurgului până la intersecția cu Eroilor și strada Dimitrie Loghin, inclusiv blocurile 54 și 84 de pe strada Păcii. Acet Suceava anunță că sistarea pe potabilă este cauzată de executarea unor lucrări necesare implementării proiectului, extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Suceava. Toate astea se întâmplă la Suceava, mii de elevi cu corigenți, repetenți și exmatriculați în anul școlar 2014-2015. Din cei 117.000 de elevi înscriși în unitățile sucevene de învățământ la începutul anului școlar recent încheiat, 241 de elevi au fost exmatriculați, 1.156 au fost declarați repetenți, 4.767 au rămas corigenți, iar 255 au abandonat studiile. Una din cauzele abandonului școlar este faptul că sunt părinți care pentru a avea un trai mai bun pleacă la muncă în străinătate, luându-și copiii pe care ulterior în unele cazuri nu-i mai înscriu la școală, aceștia rămânând semi-alfabetizați, asta spune presa de astăzi. Cam atât, dragii mei, începe conferința de presă, nu uitați Palatul Areni, sala Ștefan cel Mare, de acolo sub patronajul lui Ștefan cel Mare, conferința de presă, viceprimarul Lucian Hașovski, nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel, la revedere, săptămâna viitoare. Toare.